antrenorul Dinu Todora, noul antrenor al Voluntarului, îl scoate pe Pârcălabu accidentat și introduce pe Tudori. Între timp, din nou Bancu este omul care aduce pericolul în careul Voluntarului, un șut bun, dar văd că era acolo portar cu experiență. Sezonul trecut, în 15 meciuri, Tudorie a marcat 7 goluri în Liga 1. Minge pentru Bancu, 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 gol! Nicușor Bancu, minutul 24, după o greșeală acolo a lui Wallace. Cât de ușor a scăpat Bancu de Wallace și Bancu îl execută simplu pe portarul Vâtcă. Așadar, deschidere de scor, Nicușor Bancu. Vă spuneam că este Voluntarul este adversarul preferat al lui Nicușor Bancu. Al 11-lea gol marcat de Bancu în Liga 1, de când joacă în Liga 1, și al 5-lea în disputele împotriva Voluntarului. Dar aproape jumătate dintre golurile lui Bancu din Liga 1 au fost marcate la meciurile cu FC Voluntari. Eroarea lui Wallace este însă una imensă. Nu avea voie acolo Bancu să intre în posesia balonului. Bună lansarea lui Cicăldău. Bancu speculează la maximum greșeala. Momentul doua lui apariție în campionat și din nou titular. Este lovitură liberă pentru Craiova. Se înalță Chelis, gol! Spectaculos! Renato Chelis trimite în vinclu cu capul, 2-0, minutul 27, două goluri marcate într-un interval de 3 minute. Decese Universitatea Craiova, bucurie de nedescris în tabăra oltenilor. 2-0, gol spectaculos marcat de Renato Chelis. Ce lovitură de cap trimite acolo croatul, direct în vinclu, Vâtcă, simplu spectator. Și Craiova își face meciul ușor. Din nou Cicăldău, omul cu pasa de gol, excelentă centrare. Chelis se înalță acolo imperial și reușește să marcheze, dar din nou greșeli copilărești. Laiduni de lângă nu reușește nici măcar să-l jeneze pe Renato Chelis. Și așa încep și 0-0 rezultat final. Bancu într-o nouă acțiune periculoasă. Mitriță, Mitriță, Mitriță și gol! Mitriță! Ce execuție, ce fază, ce jucător, ce capitan are Craiova. 3-0, Mitriță se distrează acolo cu Vâtcă și lucrurile sunt cât se poate de clare. La cum merge jocul, probabil că vom asista la o victorie la scor. Deja scorul capătă proporții îngrijorătoare pentru cei de la FC Voluntari, dar Craiova cu siguranță nu se va opri aici. Baicu lansează pe Bancu, aici Mitriță se distrează efectiv, mai întâi cu Wallace și după aceea cu Vâtcă. Iată ce îi face lui Vâtcă și marchează simplu. Iată-l pe Wallace, alunecă, Mitriță trece ca o vijelie pe lângă brazilianul din defensiva Voluntarului. Și pentru un jucător ca Mitriță, jucător cu asemenea tehnică, a fost o finalizare simplă. 3-0, Craiova. Și din nou Craiova este periculoasă pe contraatac. Fedele, Bancu lasă pentru Mitriță. Mitriță l-așteaptă Fedele, Bancu, gol! 4-0, Bancu face dubla, victima lui preferată, Voluntariul. 4-0, marchează Craiova la foc automat. Un adevărat dezastru pentru FC Voluntari. Etapa trecută învinsă formația ilfoveană cu 4-0 de Hermannstadt. Acum e 4-0 și suntem în minutul 41. Colaborare perfectă, încă o dată, între Mitriță și Bancu. S-au inversat rolurile de la golul de 3-0.
De asta dată Mitriță este servantul perfect și Bancu vine cu finalizarea. Dublă pentru Nicușor Bancu. Craiova face spectacol la voluntari și marchează pentru a patra oară. Bancu și Mitriță, jucători de echipă națională, indiscutabil. În mod normal îi vom vedea la națională, la debutul în Liga Națiunii. Ciucur într-o acțiune caracteristică lui, jucător tehnic, care are și o viteză bună. Laiduni acolo greșește preluarea. Cade Laiduni și este lovitură de la 11 metri și cartonaș galben pe care îl vede Cicâldău. Lovitură de la 11 metri scoasă de Laiduni, o palidă consolare pentru cei de la voluntari. Iată-l pe Cicâldău, o imprudență acest de neînțeles al lui Cicâldău, având în vedere că este un jucător de națională până la urmă. Alex Cicâldău a debutat la Naționala Mare în amicalul din martie din Israel, câștigat de ai noștri cu 2-1. Același Laiduni execută lovitura de la 11 metri. El a transformat și în urmă cu două etape de la punctul cu VAR la meciul cu CFR Cluj, meci pierdut 2-1 de voluntari. Laiduni, gol FC Voluntari, 4-1, dar acest gol nu schimbă cu nimic impresia proastă lăsată de FC Voluntari în această seară. Demitriță, între timp un șut al lui Cicâldău, blochează Vâtcă și este penalti și pentru Craiova. Penalti și pentru Craiova. Vâtcă îl pune la pământ pe Iovan Marcovici și Craiova se poate duce din nou la 4 goluri distanță pe tabelă. Să vedem cine a luat Mitriță mingea. Să vedem dacă el va executa sau dacă va lăsa pe altcineva. E posibil să-l lase pe Bancu pentru a realiza hat-trick-ul. Încă o dată șutul lui Cicâldău plasat, blochează cu greu Vâtcă și apoi parcă Iovan Marcovici, Iovan Marcovici este, da, e primul la minge, atacantul Craiovei. O fracțiune de campionat poate să-și îmbunătățească această performanță. Nicușor Bancu, gol! 5-1! O manita reușită de Craiova aici la voluntari. Hat-trick realizat de Nicușor Bancu. A trebuit să ia mingea acasă la finalul meciului, pentru că este la primul lui hat-trick în Liga 1. Încă o dată momentul faultului, intervenția lui Vâtcă la Marcovici și transformarea sigură a lui Bancu, omul meciului, Nicușor Bancu. 3 goluri și un asist. Spectacol total.